Imagini cu cele mai frumoase clădiri din perioada sovietică din Kârgâzstan, Tadjikistan și Republica Moldova au fost expuse în cadrul unei expoziții realizate de artistul Ștefan Rusu. Autorul a povestit că timp de aproape 4 ani a locuit în fiecare dintre aceste țări, clădirile căreia le-a studiat minuțios. Acesta a avut un interes aparte față de edificiile construite în perioada anilor 60-70 ai secolului trecut. Este vorba de un set de clădiri, cam jur de 10-12 clădiri. Este vorba de o selecție de clădiri moderniste. Accentul a fost pe semiotică, pe simbolismul acestei arhitecturi, pe valorificarea acestei arhitecturi. Este un proiect de artă contemporană realizat de Ștefan Rusu, artist vizual, un artist foarte cunoscut. Încearcă să atragă atenția pentru a le întreține, a le susține și eventual de ce nu a fi incluse în registrul patrimoniului construit. Vizitatorii au rămas impresionați de imaginile expuse. Subiectul este la fel interesant, fiindcă sunt juxtapuse plantele care sunt pe cale dispariție cu clădirile și care la fel ca și plantele sunt unele pe cale dispariție. Îmi plac videourile, îmi plac lucrările, dar faptul cum au fost aranjate, eu cred că nu știu. E un fapt foarte bun că se valorifică într-un fel sau altul moștenirea din epoca sovietică. Și anume aici sunt lucrări care demonstrează unitatea stilului sovietic. Vorbesc despre minimalismul socialist. Expoziția va fi deschisă publicului până în 20 februarie.